Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură gestionează în cadrul formelor de sprijin și măsura 11, Agricultură Ecologică, măsură care face parte din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. De acesta pot beneficia doar fermierii înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. Pe lângă plățile de bază acordate de stat, cei care accesează această schemă obțin bani în plus. Beneficiarii, așa cum spuneam, sunt utilizatorii unei suprafețe minime de 1 hectar și parcele de 0,30 hectare și de 0,1 pentru vii și livezi. Sunt înregistrați în sistemul de agricultură ecologică, încheie pe toată perioada de angajament un contract cu un organism de certificare și se angajează să țină o evidență a activităților agricole corelate cu implementarea angajamentelor din acest sistem. Pe lângă această măsură, ei pot solicita și celelalte forme de sprijin, schema SAP, schema ANT, plăți compensatorii, diverse scheme pentru care pot opta. Cei care practică agricultură ecologică și doresc să primească subvenții pot depune solicitarea odată cu cererea unică de plată la sediul APIA Olt. 1 martie, 15 mai este perioada în care fermierii pot aduce documentele pentru a primi ajutorul de la stat. Anul acesta, cea mai mare sumă pe care o pot primi beneficiarii măsurii 11 este de 620 de euro pe hectar. Sprijinul este diferențiat în funcție de pachetul pe care aceștia îl solicită și avem cuantumuri între 39 pe hectar pe an până la 620 de euro pe hectar pe an pentru conversia în agricultura ecologică. Pentru menținerea în agricultura ecologică, sumele sunt între 70-80 de euro pe hectar până la aproximativ 500 de euro pe hectar. La nivelul județului Olt sunt 23 de fermieri care au solicitat subvenții pentru agricultura ecologică.